Incident la care ați fost astăzi martori. Cred că este o campanie fără precedent, o campanie de o violență extremă, o campanie care pe mine una mă îngrozește și îmi provoacă în același timp scârbă, aș putea să spun. Și vă spun cu toată răspunderea astăzi acest lucru. Este o campanie, n-ați văzut niciodată de la Revoluție încoace, o campanie care să atingă un asemenea nivel de josnicie, de mojicie, de lipsă de respect față de valorile democratice. E o competiție pe care PSD-ul nu înțelege să o ducă corect. A avut atâtea atacuri la candidatul Klaus Iohannis de la începutul campaniei până astăzi și vorbesc nu de atacuri care țin de democrație, ci de atacuri murdare, încât această mizerie de astăzi, acest lucru nemai întâlnit într-o democrație, să arunci găini moarte în curtea unui partid cu diverse mesaje referitoare la candidatura lui Klaus Iohannis, la tot ce înseamnă Klaus Iohannis, ni se pare un atac la tot ce înseamnă stat de drept și democrație. Și nu întâmplător cred că au făcut lucrul ăsta astăzi, pentru că astăzi, în sediu, la 15 metri distanță de noi, are loc întâlnirea liderului Partidului Popular European, Joseph Daul, cu liderii Partidului Național Liberal, vorbesc de cei doi copreședinți, Klaus Iohannis și Vasile Blaga, și vom ajunge de râsul Europei pentru a nu știu câta oară din pricina unui gest care seamănă violență între români și cred că este de irresponsabilitate fără precedent. Am sesizat, bineînțeles, poliția, a venit, a făcut niște constatări, vor face demersuri în continuare pentru identificarea celor care au intermediat acest gest. Cred că astăzi pot să pun eticheta fără niciun fel de emoție că greșesc, că PSD-ul este un partid al găinarilor și îmi cer scuze pentru comparație față de găinile care încă mai trăiesc în curte, pe care n-au reușit să le omoare și să le atârne de gât mesaje violente și lipsite de bun simț, și va veni de asemenea NSVSA-ul să constate ce se întâmplă cu animalele, cu păsările moarte. Vă vom ține la curent cu demersurile pe care, bineînțeles, le vom face, cu ce va face poliția, ce rezultate vor avea, și sper să nu existe un interval de timp foarte lung până să vă putem spune ceva mai multe informații. Îmi doresc foarte tare să fie identificate persoanele și să-și asume răspunderea cine i-a pus să facă un asemenea lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Ce faceți cu găinile vii? Pentru că aveți foarte multe găini vii în curte. Vom încerca să le ducem la un așezământ undeva unde niște copii săraci să poată beneficia, nu știu, la bucătărie de ele, să se poată face ceva cu ele, dacă ANSVSA-ul ne dă acordul că sunt în regulă, că pot fi folosită în scopul acesta. Vă mulțumesc tare mult!